fost primar PNL condamnat pentru luare de mită în 2016, va candida pentru PSD în 2024 la aceeași primărie. Potrivit ziariștii.com, PSD nu renunță la vechile năravuri pentru alegerile locale din 2024 în orașul Techirghiul, județul Constanța. Candidatul său va fi Viorel Adrian Stan, fost primar al orașului, condamnat în 2016 pentru corupție. Stan a fost eliberat condiționat în martie 2018, iar acum vrea să fie din nou primar. Viorel Adrian Stan a fost prins într-un flagrant organizat de DNA în octombrie 2015, când în calitate de primar PNL al orașului Techirghiul primea mită 40.000 de lei de la un om de afaceri. Suma reprezenta echivalentul a 4% din valoarea unor facturi pe care urma să le deconteze primăria Techirghiul. Potrivit DNA, în perioada 2013-2015, Adrian Stan a primit în mai multe rânduri de la omul de afaceri care l-a denunțat diverse sume de bani cu titlu de mită în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu privind executarea unui contract de execuție de lucrări. În 2016, Adrian Stan a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare, dar în 2018 a fost eliberat condiționat. Acum, șpăgarul Stan are cazierul curat. După ce anul trecut, Tribunalul Constanța i-a admis cererea de reabilitare judecătorească.